Apropo de bătălia internă din Partidul Național Liberal, nu mai avem foarte mult timp, însă n-aș vrea să las nedezbătut această situație, mai ales că sunt foarte mulți lideri, eu am văzut și voci, mă refer acum, în minte îmi vine domnul Hava de la Alba, care sunt preocupați de faptul că partidul s-ar putea rupe după acest congres. Vedeți posibilă această situație, având în vedere lupta dintre taberele din PNL? PNL are o lungă tradiție de rupturi, la începutul anilor 90, iarăși fac un apel la istorie, dar ne ajută istoria. Erau vreo 6-7 partide liberale, Aripa Cataram, Aripa Tânără, PNL 93, Partidul Național Liberal, până la urmă, sigur, într-un efort intens sub Ionescu Chintus, Mircea Ionescu Chintus, sub Valeriu Stoica, care l-am văzut reactivat zilele acestea, PNL-ul s-a unit. Rupturi, evident că pot apărea, s-au apărut și la alte partide, PD s-a rupt în momentul în care s-a format PMP-ul, Partidul Președintelui, fostului președinte Traian Băsescu, și în PNL pot apărea asemenea evoluții în condițiile unei situații în care taberele nu pot fi reconciliate. Și acum conflictul pare destul de intens. Rămâne să vedem după ce va câștiga o tabără, dacă tabăra câștigătoare va reuși să întindă o mână convingătoare taberei pierzătoare. Ruptura ar putea vedea și la USR Plus? Cred că acolo... Sau e mai degrabă o înțelegere între Dacia Cioloș și Dan Barna? Cred că la USR Plus e dificil, cel puțin acum, să văd o ruptură, pentru că, încă o dată, ei s-au micșorat, sunt într-o tendință evidentă de comprimare electorală, bănuiesc că au și ei propriile lor măsurători și văd acest lucru. În momentul în care s-ar rupe, o tabără ar pleca și riscă să fie devină irelevantă. Poate, bun, mai au poate câțiva membri în Parlament, dar vor deveni irelevanți în politica românească. Poate românesc. Merg la ori. Da.